Am o viață la Clubul Steaua, pentru mine este a doua familie, iar cel mai important moment al carierei mele a fost câștigarea primului campionat în 2005, într-un meci cu Rapid, în care s-a terminat 3-2 și am câștigat pentru prima dată la o echipă de senior campionatul național. Cel mai vechi component al actualei echipe de polo este Mihai Drăgușin, care a ajuns la vârsta de 37 de ani. Legitimat la Steaua de un sfert de secol, portarul roșialbaștrilor privește cu mândrie spre performanțele sale și vrea să rămână în fenomen și după retragere. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Steaua TV, Mihai ne-a dezvăluit cum a ajuns portar de polo, ce amendă și-a luat pentru că a fugit din cantonament și unde ar vrea să-și petreacă o vacanță. Cu ce piatră prețioasă ai compara Clubul Steaua București? Cred că aș compara cu rubin, că sunt pietre prețioase și sunt și roșii și albastre. Care este antrenorul care ți-a marcat cariera? Cel mai important antrenor al meu a fost domnul Gelu Lisa, care m-a șlefui când am ajuns la senior, dar aici nu trebuie să-l omit și pe Ionescu Valentin, care m-a descoperit. Cum ai ajuns sportar? E o poveste lungă. Am făcut în not înainte și antrenorul ne băga pe rând în poartă și când am ajuns în poartă a văzut că mă mișc cel mai bine din cei 10 componenți câți eram atunci și a zis, cred că e bine să stai în poartă, că și așa nu-ți place să înnoți. Ce calități trebuie să ai pentru a fi un portar de top în polo? În primul rând îți trebuie dorință. Dorință, cred în talent, dar cel mai mult cred în muncă. Ce alt sport crezi că ți-ar fi plăcut dacă nu făceai polo? Tenis de câmp. Îmi place foarte mult, dar nu știu dacă aș fi ajuns la un nivel foarte ridicat. Ai făcut denumărate cantonamente de-a lungul carierei. Care este cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o? La modă, pe vremuri, era fuga din cameră după ora de stingere, prin 2007-2008. Țin minte și acum, am fost sunat de antrenorul respectiv, eram în club și face cică treci înapoi în cameră și i-am zis primesc amendă asta, cică chiar dacă mă întorc, și mi-a zis și că da. Atunci prefer să rămân. Vă dați seama că după aia am avut de tras să prind iarăși echipa și o amendă considerabilă, 1000 de lei în ziua de azi. Care este cea mai mare realizare a ta ca și sportiv? Pentru Clubul Steaua a fost câștigarea campionatului în 2004-2005. A fost ceva foarte important pentru mine când am ajuns seniori. Am ajuns în semifinale de Cupa LEN, iar calificarea la Olimpiada a fost ceva extraordinar. Cred că e țelul suprem al fiecăruia sportiv să ajungă la Olimpiadă. Unde ți-ar fi plăcut să petreci o vacanță, dar încă n-ai reușit? Mexic. Mi-aș dori să stau acolo, să zicem, 2-3 săptămâni, să rămân acolo. Ce vrei să faci după ce te vei retrage din activitatea competițională? Vreau să ajut la dezvoltarea sportului. Am început să și antrenez grupe de copii și juniori și aici mă refer, antrenez doar portari. Îmi place să lucrez cu copiii, dar nu știi ce îți poate rezerva viitorul. Ce sfat le dai copiilor care ar vrea să vină la sport, la polo? În primul rând să-și dorească să vină la bazin și să nu fie forțați de părinți.